De-aia vezi camera e curată? Nu. Păi și? Aoleu! Trebuia să mă uit la ea din camere, nu acum. Ce? Dacă se poate, întoarceți apoi. Virați la dreapta. Dacă se poate, întoarceți apoi. Virați la dreapta. Doar dacă se poate să întorc, dacă nu, nu. Ei, salutare tuturor și bine ați revenit pe canal. Plecăm acum din Konya către Eskişehir. Inițial vreau să mergem spre Goreme, dar după ce am făcut niște calcule aseară cu banii rămași, am constatat că nu mai avem bani să facem dreapta încolo, așa că trebuie să ne îndreptăm spre Istanbul. Adică nu vreau să rămân fără bani pe aici, ci vreau ca la Istanbul să-mi permit și eu un hotel mai bunicel, să stau vreo câteva zile, să nu fiu nevoit de buget, să apelez la extreme, gen hoteluri de 2 stele. Eu sunt cu faza lungă pentru că, why not? Așa că acum trebuie să găsim repejor o peisnerie, că sunt pe roșu cu ea și după aia să-i dăm la drum înainte. În vreo 250 de km până la Eskişehir. Nu e stres de ăsta mare. Dar vedem pe drum ce-o mai fi. La Lukoil nu alimentez, îmi pare rău. Uite un Opet aici. Două cu tot. Cred că trebuie să vin la aia acolo. Dau cea lunică pe jos. Ui. A, uite aici. Chiar în față. Șapte nouă și să moară Cipilan. Dar nu sunt eu aici, dar oricum se oprește pompa, nu. Dar n-are cum, că deja pe roșu ca lumea. Ne încur muci, văd. Da. Se simte rece la picioare, băi, de la benzinesii. Gata, stop. 12 litri 57. De aici n-am ce să fac, trebuie să-l aștept pe el. Thank you. It's ok. Ia mai. Se vede acolo un pic. Thank you! Te dai seama așa. O să văd cum îl pun pe ăsta să nu mă jeneze la drum. Și aici e cu simțul găurii. And away we go. Ieri la muzeul Mevlana ne-a spus un paznic că seara la 8 are loc dansul ăla al dervișilor. Mergem noi în cameră, dormim un pic, ne odihnim. Pe la 6 așa jumate, 7 fără ceva, hai să mergem să mâncăm. Să mergem, domnule, să vedem dansul. Ajungem acolo, toate porțile închise. Mă rog, mă duc pe la altă intrare, văd pasnic acolo și zice: "No, no, no, today closed." Zice că e închis azi.
Și că mâine la 6 e la vreo 300 de metri mai încolo. Mâine la 6 sunt la... Adică azi la 6. Chiar îmi pare rău că n-am prins dansul ăla, că vreau și eu să-l văd. Asta e data viitoare. Nu mai vreau să mai stau o noapte aici, că nu prea e ce să faci în orașul ăsta. Doarme vlana și atât. Muzeul de arheologie care ți ia 5 minute. Eu trebuia să întorc acolo. Eu vorbesc în cameră, nu, să fiu atent. Hai că mă recalculează. Hei, răcorică, gata. Ajungem a doua oară în Extinction Hill, dar n-avem altă alegere. Că în Goreme n-am găsit cazări decât până la 400 de lire în sus. Și, sincer, două cazări acolo. După aia trebuia să mergem spre Ankara. Să mai luăm o cazare acolo. Și după aia să mai facem o oprire la Extinction Hill. Să mai luăm o cazare și acolo. Și avea după aia să mergem spre Istanbul. Însemnau câteva cazări în plus, plus mâncare, plus benzinele de pe drum. Trebuia un buget mai mare, adică ne mai trebuiau vreo 2000 de lire, așa să zici că... Ha. Ce peisaj, vei. Hai, vrei, hai sus. Hai. Iar drum național cu 3 benzi. Ui, ui. Mai zi ceva. Ne-am oprit și ne-am pus mesadele de vânt și de iarnă pe noi. Că nu se mai pune, nu se mai putea. Și e alta treaba acum. Vede, aia de la pantalon nu mi-am pus-o, dar lasă că nu e problema la pantalon. Că trebuie să mi-i dau jos, e, na, și aici e WC-ul de la turcesc. Mirosea de-ți mutanasul.
Lasă să avem măcar în partea asta de sus. Bordul meu arată 120, GPS-ul 115. Face stânga. Întoarce pe aici ceva. Nu face stânga, s-a pus acolo. Pe unde depășești aici? Ăsta e la deal, nu poate să tragă. Este sandwich-uri între camioane. Limite de 50, eu costă 30 pe aici. Mi-a făcut loc. Păi. Ăștia de principiu știu să conducă, băi, nu... Mai sunt aia de autocar care duci cu bidonul câteodată, dar în rest... Aici nu mai știe să conducă, frate, nu... Nu-i de glumă. Ce poate fi mai frumos decât să mergi cu 100 prin Turcia, să admiri peisajul, să dărdei un pic de frig? Ăștia doar fac șosele, frate. Noi facem spume de la București până la Brașov, ăștia fac șosele, da. Da, și turcii zic că sunt necivilizați. Bă, băiatule, sunt înaintea noastră cu lejer 300 de ani. Păi cred că numai la șosele ne trebuie 150-200 de ani să-i ajungem. Păi au făcut un tunel până la mur în 6 luni, mă. De la 2 km și ceva, dar în 6 luni l-au dat în folosință. Păi o măsa de treabă. Mierul e în stânga, rog. Noi mergem oarecum spre Bursa. De fapt chiar prin Bursa o să trecem, dar nu acum. Acum ne oprim la X6 Cehire. Mereu n-am putut să pronunț localitatea asta. Bă, ce mișto să vedem. Hai să enervăm pe toți să ne oprim aici să facem o poză. Deci nu ne jură turcii. Bă, băiatule, bă, nu se uită, zici că e paralizat. Nu poate să întoarcă gâtul. Deci care se mi-pareză la gât. Eram în unghiul lui mort oricum, dar întorci capul, frate, când e trafic așa, că doar nu ești numai tu pe stradă.
bate vântul ăsta, băi. Da, am început să produc muci. A început producția, gata. Ce chitii, cum se vede în față. Mai prost. Aveam 90 pe limita de 110. Și am mai și frânat. Nu mai știu unde te mai uiți. Cum se vede drumul, vezi?
86 pe limitare de 110. Eu oricum merg 100, n-am asta. Dar mai în față trebuie să fie un comitet de primire. Ai văzut și tu, târziu? Ai văzut târziu, băi. Tot să bagă cu banda asta. Și merg cu minți. 15.100 de nufuși. Puțin nufuși aici. O, pe ăla micul n-am luat radarul, mă, pe jou. Mamă, iar m-a depășit un tir. Vai, ce o să facem? Mă vedeam că face stânga aici, dar avea prea mare viteză. Avea prea mare viteză. Thank you.